Mulțumesc pentru invitație. Onorat să fiu aici. Din nou la dumneavoastră. Nimeni la Preo nu avem o stare atât de mari informatoare care induc un sentiment anume. Voi încerca din respect pentru colegii Timișoreni și pentru dumneavoastră și pentru publicul tânăr să fac abstracție de un mic accident fizic trecător de altfel, care nu ne afectează respectul pentru anumite valori. Dintre aceste valori pe care le stimăm ieri ca și astăzi, se numără Titu Maiorescu și văzând în sală un număr într-adevăr semnificativ de tineri, ceea ce intenționam să spun, aș preceda acest conținut, i-aș pune un moto din Maiorescu, desigur, pentru că intenția mea era să evidențiez actualitatea unui mesaj, unele gânduri ale lui Maiorescu sunt atât de actuale, încât îți vine să lași Facebook-ul și să asculți, să vezi ce spune acest om. Este un mic citat, sub genericul din experiență, de Titu Maiorescu, ar trebui să ne facă atenți când Maiorescu, să ne facă atenți la acest lucru, când zice din experiență. El știa ce spune, fostul șef de promoție de la Colegiul Terezian din Viena, românul care reușise să învingă o mulțime de prejudecăți, impunându-se ca alogen într-o lume foarte selectivă și absolut elitistă. Unul dintre primii români care sparge viața și se impune european. Ar fi bine să păstrăm în minte acest detaliu, aparent detaliu. Ce spune Maiorescu în acest text din experiență, numit, cules în volumul 2 din critice din 1888. De a nu se înțelege și marea valoare a disciplinei intelectuale, nu câte idei felurite ai adunat în memoria ta, este lucru cel mai important, ci importantă este legătura între idei. Tu poți ști multe în multele momente ale vieții. Dacă nu ți-aduce aminte de ceea ce trebuie într-un anume moment, și dacă această aducere aminte nu trage după sine în șir regulat, tot ce se află în tine pentru susținerea, amplificarea și ilustrarea obiectului în discuție, degeaba sunt toate cunoștințele rămase cufundate în partea ascunsă a sufletului. Cunoștințele tale trebuie să aibă o toartă. O toartă. De care să le prinzi. Și tu trebuie să ai lanțul cu care să le aduci în mișcarea regulată din întunericul cu memoriei, în lumina îngustă a conștiinței actuale. Sunt rânduri care par scrise, după cum observați, chiar astăzi. Titu Maiorescu a ilustrat întotdeauna, să zicem, istoria literară ca principiu și a făcut un program a luptei pentru adevăr. Era o fel de deviza asta. Știți foarte bine, programul era la fel de actual și astăzi, inclusiv pentru post-maioreșieni, Nicolae Maiorescu fiind unul dintre acești post-maioreșieni și noi încercând de asemenea să ne cadrăm în această luptă pentru adevăr, adevăr însemnând acea intransigență axiologică, spunea Maiorescu, cu orice preț trebuie să împărțităm semnul adevărului. Dacă vom face compromisuri, azi unul, mâine altul, vom denatura o axiologie și odată coruptă o scară de valori, s-ar putea să nu putem repara și să rămână confuzia în mintea multora și cu atât mai pernicios în mintea tinerilor. Avem datoria aceasta, e o datorie de onoare, o chestiune de principiu. Zicea Maiorescu, zicem și noi, pe urmele sale ilustre. Să parcurgem atenți la tăietura acută și la timbrul decisiv melancolic aceste fraze. Citez. Iluzii pierdute. Iată semnul timpului în care trăim. Unii tineri de aici poate au simțit că au pierdut câte ceva sau că le-au fost înșelate niște promisiuni.
tineri de aici, din sală sau din România. Stăpânirea frazei încetează. Spune mai ales. Aceste gânduri deschid prefața la Român Critice din 1874. Mod de a preciza pentru noi că nu prea cum să fii trăitor lucid în postmodernitate cu zei postmoderne. Dacă stăpânirea frazei intră în criză, atunci care fel de acțiune se impune în context? Cum știm, proiectul retoric și speculativ se cerea subsumat un imperativ etic, subsumat conceptului, la rândul său, supra-determinat din speța celor universalia apărate de timpurile recente, ceea ce numea mai ales cu lupta pentru adevăr. Celui cu încrederea înșelată nu folosește prea mult diligența lingvistică. O formă de reconfortare ar putea veni doar din partea unui discurs critic îndoitind. Respectiv, lucrurile sunt previzibile pentru ceea ce timp măcar o frază din Maiorescu. O fază presupune defișarea falselor valori, pentru ca al doilea timp să fie dedicat în filipării unei baze axiologice. Metodul juninii continuă, mai puțin sceptic de data aceasta, mai puțin esopic, citez, numai deziluzionarea să nu treacă în scepticism. Acesta ar fi și exerța mesajului meu pe care îl voi scurta. E un fel de pledoarie contra scepticismului, contra sentimentului de irosire, contra puseilor de depresie, să rămânem luptători și combatanți. Critica literară, însăși, e o problemă de a fi luptători, a fi înarmat, dar și luptător cu ideile. Continuă mai ales. Puținii bărbați eminenți pe care îi avem au și început să se retragă unul câte unul din viața publică. A sunat cunoscut, nu? Iar în locul lor năvălește mulțimea mediocrităților și, cu steagul naționalismului și a libertății în frunte, acea gloată de exploatatori pentru care Dunărea nu e destul de largă ca să-i despartă de bizanți, atunci, în contra lor, rezistăm, sună cunoscut, și să rezistăm este o datorie. Avem în fața linie principale a unui program în care, deliberat, criticul este confundat cu patriotul autentic. Pentru că demonstrația curge coerent în sensul lărgirii activității specifice a comentatorului, adică a noastră, criticii literari, să spunem, spre formulări care aproximează putința unei autolegitimări la nivelul unui popor întreg. Dacă poporul în cauză dispune de o cantitate mărginită, asta spuneam mai ales, n-avem motive să uităm dreptate, o cantitate mărginită de puteri morale și spirituale, deturnarea energiei sale către cele mărunte, registrul minorului, îi va zice mai târziu un filozof al culturii, această deturnare către fleacul constituie un joc periculos. Și nu poți împărtași în acest joc, sublinează Maiorescu, să scapi nepenalizat. Noțiunile sunt, cum observăm, apăsat morale, cu o amvergură care transcende esteticul și părerea noastră, tot pe vremea lui Maiorescu, este că discursul estetic, până la urmă, ar trebui să devină un discurs întemeiat etic. Spune Maiorescu, nu te poți juca nepedepsit cu această sumă a puterilor, cu capitalul întreprinderii de cultură în popor. Nu te poți juca și să scapi de pedepsit. Pedeapsa vine mai devreme sau mai târziu și nu vorbea neapărat de registrul biblic, mai ales. Vorbea pur și simplu ca un om care a făcut foarte multe pentru această cultură. Cultura modernă este de viitoare. El este fondatorul și urmașii săi încearcă să se ridice la înălțimea proiectului maiorescian. Și când vorbim de acel adevăr, nu se vor fi întrebați aici închei, adevăr, care adevăr? Noi, ca hermeneuți, ca interpreți, ai scăzut doar literaturii, credem că deținem o părticică în adevăr.
Colegii, să spunem, de la teologie, cred că dețin de asemenea la adevăr. Colegii de la filozofie, de asemenea. În ce ne privește, ca să parcelăm, adevărul nostru este formulat în siaj maiorescian și va continua să fie astfel câte vreme ne vom aminti de maiorescu. Este această luptă pentru adevăr validă? Da. Este validă în sensul în care orice om care apără o idee și în spatele fiecare idei, de asta trebuie să găsim o emoție de noi, orice om care apără acest lucru este un pedagog. Orice gândire valabilă surșește într-o pedagogie. Dacă nu, ne gândim în fiecare clipă că ceea ce rostim este auzit și interpretat și contează, are un impact nevăzut în mințile mari tinere. Dacă nu ne gândim la asta, înseamnă că suntem responsabili și nu am învățat nimic din lecția maiorșiană. De aceea, un îndemn de o reîntoarcere, o reîntoarcere la Maiorescu, este să adugă, pur și simplu, din motivul de stabilitate mentală, națională și nu cred că sunt vorbe mari. Așa spunea problema cel care a fost unul dintre premierii acestei țări. Cei care au, evident, urechi de auzit și sunt decidenți în această țară, ar fi bine să audă și să parcurgă niște rânduri din mai răs. Iar atât de ușor, nu costă nimic, aduce numai beneficii. Vă mulțumesc! Ascultați pe Daniel Cristian Nache, profesor la Universitatea din București, unul dintre cei mai importanți critici români de azi, unul dintre liderii generației, era să zic tinere, dar dacă mă uit la dumneavoastră, constat că începe și el să fie între două vârste. Și cu siguranță vă va apropia și mai mult de Andrescu. Domnul Daniel Cristian Nache. Devine extrem de interesați
de teme sociale, politice, istorice. Prin autonomia estetică se poate măsura și democratismul unei epoci, ceea ce a observat Luminescu. El și-a scris cărțile despre Maiorescu, despre contemporanii lui Maiorescu și despre posteritatea critică a lui Maiorescu, în anii în care epoca democratică interbelică se apropia, prin deriva de dreapta totalitară europeană, urmând istoric Revoluției Bolșevice, dinaintea epocii interbelice, de propriul final. Luminescu și-a scris cărțile acestea la timp, nu numai prin prisma faptului că va muri curând, ci și în rama tabloului istoric al României. Câțiva ani mai târziu, din 47 încoace, chiar dacă Luminescu ar mai fi trăit, cărțile acestea nu ar mai fi putut să apară. Ca și Maiorescu, criticul modernist a putut fi recuperat abia după consumarea fazei de stalinism dejist, spre finele epocii realismului socialist, când o nouă generație critică, așa eticiștilor, s-a revendicat de la el. Nicolae Manolescu i-a dedicat teza de doctorat lui Maiorescu, iar Eugen Simion lui Luminescu. Conducătorul ambelor teze a fost Șerban Cioculescu, critic la rândul său din ramura estetică, plasat de Luminescu în titlul Maiorescu și posteritatea lui critică, în capitolul a treia generație post-maiorescuiană între Călinescu și Pompiliu Constantinescu. Autonomia esteticului pusă frecvent în opoziție cu organicismul cultural național, cu tradiția unei literaturi, cu evoluția ei specifică, cu metabolismul propriu literaturii române și numai ei, sau literaturii franceze și numai ei, poate fi, în opinia mea, un principiu și o structură de continuitate. Autonomia esteticului nu este un criteriu străin, așa zicând, de tradiția, de specificul, de românescul literaturii naționale. Termenii, din urmă, trebuie puși între ghilimele, fiindcă exprimă nu atât tradiția, specificul și românescul, cât o anume agendă autohtonistă a utilizărilor. În 1909, în răspunsul la discursul de recepție al lui Duriu Zanfirescu, rostit la Academie, ca și cu decenii în urmă, în faza articolelor sale de direcție, Maiorescu nu vede un raport de opoziție între autonomia esteticului și tradiția care, prin poezia populară, poate constitui, citat, o bogată comoară de frumuseți literare. Am încheiat citatul. Sublinind încă o dată meritele lui Alexandrii, Maiorescu arată cum saloanele Moldovei culte, unde franceza era folosită exclusiv, au devenit interesate de poezia noastră populară. Spune Maiorescu. Alexandrii, care în lunga sa viață literară a căutat totdeauna să trezească interesul estetic al publicului român, nu putea să tindă a interesa lumea străină, fără a voi să intereseze în același timp propria noastră societate cultă. Lucrul nu era ușor, mai ales în Moldova, unde limba franceză era limba exclusiv întrebuințată în saloanele și în familiile așa numitei societăți, și unde cele mai multe dame, spune Maiorescu, nici nu știu să vorbească, nici cum să scrie corect românește. Pentru că știau prea bine franceză. Atunci Alexandrii, cu adâncul său instinct de poet național, găsește în poezia populară cea mai bogată comoară de frumuseți literare din care să se adapte societatea, fie direct, fie indirect, prin inspirarea scriitorilor de talent mai accesibil gustului ei. Am încheiat citatul de Maiorescu. Cum a observat la finele epocii interbelice Luminescu, Maiorescu pledase pentru autonomia esteticului anticipator, nu la deplină maturitate artistică a unei literaturi, ci chiar la începutul ei moderne. În titlul Maiorescu și posteritatea lui critică, în capitolul a doua generație post-maiorescuiană, Luminescu se plasează printre componențe acestei generații și se referă la persoana a treia, la tânărul Luminescu, adică la el însuși, și la critica făcută lui Maiorescu la începuturile activității sale de critic. Luminescu se va revizui încă o dată. Vârstnicul Luminescu îi vede deopotrivă pe Maiorescu și pe tânărul Luminescu. Asta e culmea obiectivării.
scriind cu o mare lacună despre el. Citat din Lovinescu, vârstnicul criticându-l pe Lovinescu tânăr. În enumerarea meritelor criticii lui Maiorescu, articolele conțineau totuși o mare lacună. Își face autocritica, cum se spunea în vremea comunismului. Neinsistând asupra unuia, cu atât mai important, cu cât nu și-a pierdut actualitatea nicioastră. Faptul de a fi disociat esteticul de elementele eterogene într-o epocă în care, înainte de a se fi înșighebat o literatură, se infiltrau în noțiunea artei multe alte filoane, lăudabile ca intenție, dar dăunătoare ei, constituie un element pozitiv, cu atât mai însemnat cu cât s-a produs chiar de la început, deși după înșiși principiile evoluționismului juninist, ar fi trebuit, așa spune Lovinescu înșiși, și pare rău, ar fi trebuit să apară mai târziu într-o epocă de maturitate. Interdependența culturii europene a determinat astfel, de la o vârșie, de Titu Maiorescu, o expresie viguroasă autonomiei esteticului. O misiune a acestui merit esențial se explică probabil prin faptul că în 1916 apele sămănătoriste se retrăseseră și revoluția estetică a lui Maiorescu nu mai era primejduită nici de socialism, nici de eticist și etnicism. Și actuale sunt aceste cuvinte ale lui Lovinescu. Numai de pe la 1937 încoace, problema a început să capete o nouă actualitate, devenind obiectul de căpetenie al preocupării criticilor din a doua și a treia generație postmaiorescean. Am încheiat citat. Dacă Lovinescu vorbește despre generațiile maiorescene, sesizând importanța sistemică a criteriului estetic, pentru istoricul literar de azi, adică pentru noi, acesta e relevant pe toată suprafața unei literaturi și în întreaga ei evoluție. Iar întrucât critica literară la aplică, anume critica este importantă, în aceeași măsură, ca literatura pe care ea o structurează. Conștiința de sine a unei literaturi este dobândită și menținută prin critica ei, care dă direcția, în cel mai firesc și transparent, mod cu putință. Și Maiorescu, și Lovinescu, și Manolescu sunt deopotrivă critici de direcție și critici capabili să se bucure de particularitățile unui text, nerefuzând unui autor valoros dreptul la propria individualitate, la o anumită formulă de sensibilitate artistică. Direcția devine astfel un fascicol de formule literare și o galerie de individualități. Știți foarte bine, când Lovinescu citește romanul lui Rebreanu, faptul că este o creație etică obiectivă contează mai mult pentru el decât faptul că e un roman rural, iar nu citandin. Criticul se impersonalizează. Maiorescu își va păstra judecățile de valoare asupra operei Caragiale, chiar dacă omul Maiorescu și omul Caragiale s-au răcit. Manolescu nu își retrage judecățile de valoare asupra poeziei lui Ion Gheorghe, chiar dacă scriitorul e comunist, pe când criticul e liberal. În fine, Lovinescu scrie la asasinarea lui Iorga una dintre cele mai emoționante pagini despre marele său adversar literar ideologic. Iar când Artezii scrie lui, Lovinescu, aflat pe patul de spital, rânduri calde, criticul îi răspunde cu mulțumiri, remarcându-le totodată valoarea literară. La propriu, nu numai la figurat, criticul rămâne critic și pe patul de spital. Apropii de final, va exista probabil mereu o actualizare problematică a autonomiei structurii, fiindcă ea este în fond, sau în definitiv, cum ar spune Nicolae Magăsu, o poartă închisă pentru majoritatea textelor unei epoci și deschisă pentru o minoritate. De aceea acestea că nu mă impresionează în modul meu, ci calitatea. Politicul, socialul, religiosul, economicul, financiarul, marketingul, spiritualul, moralul, eticul, naționalul, toate acestea tind să-și subordoneze literarul, să se legitimeze ca literatură
fără a fi așa ceva, ori fi literatură slavă. Pentru a desfința poarta însăși, e nevoie de adunarea criteriilor. Alineată finală, promis. O literatură se apără însă și în cele mai rele împrejurări și defavorabile contexte, prin autonomia esteticului care a format-o și prin acțiunea criticii literare în continuitate. Avem deja exemplele a trei epoci, epoca marilor clasici, epoca interbelică, epoca postbelică, în care criteriul a funcționat.